Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună într-un nou live, pentru că de fiecare dată când vorbim, de fiecare dată când ne sfătuim, avem răspunsuri la multe din întrebările esențiale ale vieții, ale sufletului, ale gândurilor noastre. M-am gândit și în această seară să vă fiu de folos, pentru că așa este bine să încercăm să explicăm câteva lucruri care astăzi probabil că ne trezesc nedumeriri. De mic copil m-am întrebat de ce sectarii sau neoprotestanții sunt atât de agresivi la adresa noastră ca ortodoxi. Pe vremea când eram copil, nu existau foarte mulți, dar întotdeauna când trecea un sectar sau un pocăit prin satul bunicilor, să spunem noi, mai ales acolo, era arătat cumva cu degetul ca un fel de persoane care se dezbinase de unitatea comunională și mă întrebam așa, ca un copil întrebător, de ce au trebuit acești oameni să facă notă discordantă față de întregul obștii rurale și evident că mi-am căutat răspunsuri, pentru că vreau să vă spun că am încercat să iubesc credința și iubindu-mi foarte tare credința, mi s-a părut la locul lui ca cineva să părăsească ortodoxia și să devină membru a unei alte confesiuni. Mi-aduc aminte că a existat când eram copil o încercare la romanul catolic de a se face ore de religie pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, și pentru că lor li se permitea, dar creștinilor ortodoxi nu li se permitea, în Piața Mare, la biserica unde merge președintele României când vine acasă la biserică, atunci se făceau ore de religie și erau ademeniți cumva copiii ortodoxilor ca să intre în formulele catolice. Era un fel de catolicizare la adăpostul regimului comunist. Ei o să zică că n-a fost așa, dar au profitat de lucrul acesta, pentru că dacă s-ar fi adresat doar copiilor lor, atunci celor catolici, atunci ar fi zis, domne, își educă copiii și bine fac. Atâta vreme cât atâtea sute de ani în Transilvania catolicii au agresat ideea de unitate națională, ideea de biserică ortodoxă, încercând sute și sute de ani să ne dezbine, și au reușit în Transilvania. Să nu uitați că în Transilvania există o biserică greco-catolică, eu nu intru în polemică cu uniația și cu alte lucruri, dar este tot rodul nu a unei iluminări și a unei deșteptări, ci a unei catolicizări cu forța care s-a făcut în extremitatea și în dimensiunea noastră. Aș vrea în această seară, dacă sunteți interesați, vă spun bună seara. Mă bucur că ați intrat, mă bucur că sunteți alături de mine și văd că începeți să spuneți și dumneavoastră primele cuvinte, mă salutați și eu vă salut. O să avem o emisiune în care aș vrea să explic cum stau treaba cu bisericile, cum s-au rupt bisericile și cum s-au dezbinat. Este o lecție pe care frații din diaspora ar trebui să o știe, pentru că m-ați întrebat în ultimele live-uri pe care le-am făcut, ce e cu catolicii? Cineva, vă aduceți aminte, a povestit că și-a botezat copiii la catolici și de atunci a pornit puțin stupoarea mea, să zicem așa, adică până la urmă, zicem, m-am căsătorit la ortodox și am înțeles situația cu soțul meu, dar ne-am botezat copiii catolici. Și atunci am întrebat, dar în ce calitate te căsătorești în străinătate un ortodox cu un catolic? În ce calitate un catolic vine în biserica ortodoxă și profită de taina cununiei? Pentru că e un profit, nu este un lucru pe care și-l ia singur. Când primești ceva dintr-o biserică, primești în contextul în care tu ești, tu devii membru al acelei biserici. Nu poți să te duci să intri, să spunem noi, nici la o ședință de partid, nu? Dacă nu ești membru al acelui partid. Atunci beneficiezi de drepturi și de obligații, dar sub acceptul unor oameni care au cununat cu greșeală, fără să explice oamenilor că fac o greșeală încercând să pună în aceeași slujbă
un catolic, un ortodox sau un neoprotestant, cum s-a întâmplat în Sibiu cu o ortodoxă, a fost un caz notoriu, în ideea că Duhul Sfânt este atât de bun că până la urmă Duhul Sfânt nu mai are nicio treabă cu granițele confesionale, că astea sunt niște granițe făcute de oameni și Duhul Sfânt ar veni și ar iubi pe toată lumea la fel de mult. Nu-i problema că Duhul Sfânt nu iubește. Dar tot Duhul Sfânt este acela care ne-a fixat nouă ortodoxia. Adică Duhul Sfânt nu-și mai respectă ortodoxia și noi o respectăm prea cu vlagă. Aici devine o problemă. Deci Duhul Sfânt este, după ce ne-a învățat, ne-a dat canoanele, ne-a spus cum să facem liturghie, cum să botezăm, cum să nu trecem la alte confesiuni, vine acum și ar spune că Duhul Sfânt între timp s-a răzgândit, s-a masonizat, s-a spălat pe creier Duhul Sfânt și a început să le înțeleagă pe toate și am rămas noi oamenii cu lucrarea, cu rigiditatea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt s-a făcut băiat bun. Și nu mai este și acum acceptă și pe omosexuali, și pe catolici, și pe neoprotestanți, că până la urmă e același Dumnezeu. Ori ideea existenței unor canoane în Biserica Ortodoxă este ideea lucrării Duhului Sfânt care a stabilit că cel ce nu se supune unui anumitor condiții trebuie să mai bine să plece din biserică pentru că el refuză de fapt lucrarea Duhului Sfânt. Erau acele anateme, acele lucruri extraordinare. De aceea, din capul locului, căsătoria unui catolic cu unui ortodox, într-un spațiu ortodox, fără ca și a unui catolic ortodox, să zicem așa, în biserica ortodoxă, fără ca să treacă la ortodoxie, este nulă. Din punctul nostru de vedere, este în primul rând o greșeală a preotului care o face, care nu are voie să cunune două persoane de confesiuni diferite, pentru că încalcă în primul rând ordinea interioară, este un, fiecare instituție este, nu facem ce vrem, iar a fi, a te cununa la ortodox și a zboteza copiii la catolici, a fiind tu ortodox sau ortodoxă, deci o jumătate este ortodoxă, înseamnă a-ți vinde practic unei alte religii în schimbul unor drepturi sociale, cum se întâmplă în Occident de multe ori. Se duc copiii și se botează la catolici pentru ca să aibă dreptul la școală, pentru ca să aibă dreptul să nu fie arătați cu degetul. Este de fapt o știrbire a unui legământ, este de fapt o vindere a credinței, cum Brâncoveanu, dacă s-ar trezi și ar vedea ce facem noi astăzi ortodoxii pentru un bri de linte, cum ne vindem și ne botezăm copiii, ar spune, cred că și-ar da a doua oară viața în schimbul nostru și în schimbul slăbiciunilor noastre. Ortodoxia este singura credință adevărată și dacă vreți în această seară și vreți să vă fac o probă practică, pentru că dumneavoastră sunteți mulți din Occident și probabil că sunteți tentați să credeți că vii ortodox, te duci la catolici, faci numai o slujbă, n-ai făcut nimic altceva. Prin aceasta, minimalizând sau, ca să zic eu așa, diminuând importanța unui cult, intrând ca vodă prin lopodă și făcând orice, foarte adevărat, și viitorul meu soție catolic, dar mai întâi va fi botezat ortodox cu voia lui Dumnezeu. Asta trebuie făcut. Altfel, n-are rost să se facă un spectacol de dragul de a fi pe o casetă video la nuntă, mai bat și preotul în o sântă, un spectacol în care catolicul vine așa din dragoste pentru tine și stă la slujba la săracul că n-are ce face, că te iubește pe tine și ești foarte mulțumită, femeie emoțională, nu te mai interesează, zici, uite-mă, asta este dragostea, că Dumnezeu de fapt ne desparte, că bisericile ne despart, noi ne unim dincolo de toate. Fraților, nu-i de joacă cu credința. Orice pot să negociez pe lume, până la un punct orice, dar în niciun caz credința și credincioșia. Pentru că, încă o dată spun, dacă noi suntem creștini ortodoxi și credem în ortodoxie, trebuie să credem că în cei 2000 de ani, Duhul Sfânt a lucrat și El a fost Cel care a dictat apostolilor, începând de la Mântuitor, Sfintelor Sinoade, tuturor întâlnirilor în care au fost împreună, Sfintele Sinoade, ecumenice, Sfinții Părinți, au stat și au primit de la Duhul Sfânt acele rânduieli pe care nu avem astăzi să le călcăm ca și când ar fi de la niște oameni prost inspirați la vremea lor. Sau nu unde ajuns de toleranți, cum spun astăzi masonii și neomarxiștii, care, vezi, Doamne, sunt atât de toleranți încât
pot să facă dragoste și prin dos, știți, ca să spunem noi așa, în toleranța lor mare. Nu, Duhul Sfânt a lucrat în istorie și a stabilit niște reguli. Părinte, eu am o soră viitoare, adventistă, e foarte negativistă, eu nu prea vorbesc, nu prea vizitez, e păcat. Nu e niciun păcat. Vorbiți doar bună ziua, pentru că suntem oameni, dacă are nevoie de ceva, ajutați, dar nu discutăm problemele confesiune. Aici, că Italia, spune ceva, sunt foarte multe familii mixte căsătorite de preoți catolici. Da, pentru că ei înșală. Pentru că acești preoți catolici fac aceeași ticăloșie pe care au făcut-o astăzi, sunt însă văzut sub o altă chipă. Ei totdeauna au fost puțin vicleni. În istorie au venit în Transilvania și ne-au mințit că ne dau niște privilegii dacă facem o biserică hibrid, cum s-a făcut biserica greco-catolică, ne acceptă ei niște reguli, ne acceptă niște drepturi, dar să nu ne mai numim ortodox, să ne numim cumva și catolici. Și vrâne vrâni ne-au impus și pe papa, vrâne buni ne-au impus și filioque, adică că și de la Fiul purcete Duhul Sfânt, ne-a impus lucrurile lor, pentru că astea s-au petrecut în istorie. Ei practică un aggiornamento, adică un fel de se dau bine cu oamenii, îi momesc și eu întreb, în ce calitate te cununi în Biserica Catolică? În ce calitate? În calitate de catolic sau în calitate de ortodox? Pun o problemă esențială. Bun, vii în Biserica Catolică să iei binecuvântarea nunții catolice. Dar ca ce vii, ca ortodox? Adică dacă mâine vine un martor al lui Iehova și vrea să se spovedească, eu pot să-l spovedesc? Nu întâi îl pun să mărturisească credința ortodoxă, să se lepede de erezia iehovistă, îl admit în biserică pe baza unei mărturisiri, îl pun să citească crezul, îi fac un ritual, îl ung cu Sfântul și cu Marele Mir. Și atunci, considerându-l membru al bisericii ortodoxe, el devine capabil să primească toate drepturile bisericii ortodoxe. Dar așa să ne jucăm numai ca să îi mințim pe oameni că noi suntem atât de buni, că vezi, Doamne, noi căsătorim și cu marțieni și cu până la urmă, Doamne, iartă-mă. Știți? Adică fac niște lucruri de acestea mergând pe un umanism din acesta. Vezi, Doamne, ei nu mai țin cont de canoane. Ei care ani de zile au practicat inchiziția și alte lucruri dure, dintr-o dată au devenit foarte libertini, acceptă orice. Și atunci tu nu știi ce rămâi până la urmă. Ești ortodox sau ești catolic? Cine te-a cununat de fapt? Înseamnă că biserica ortodoxă cu toate lucrurile acestea nu este de fapt decât un spectacol puțin diferit de spectacolul catolic, că la urmă numai nu lucrurile acestea contează. Ori pentru noi lucrează foarte, foarte mult și contează foarte, foarte mult. Vreți să vă arăt puțin, să vă fac un pic o schemă aici, cum s-au dezbinat bisericile, ca să pricepeți puțin mai bine. Dacă vreți să intrați acum, fac această emisiune pentru că sunt foarte multe întrebări și dacă sunteți atenți o să înțelegeți, pentru că acum câteva zile am primit foarte multe astfel de sesizări nelămurite, nelucidate, din păcate au început să se înmulțească și v-am spus, se practică o viclenie și nunta este nulă. Atenție! În Biserica Catolică nunta este nulă. Tu te duci că te cheamă la nunta catolică. Haide că mâine mă cunun la catolici. Sunt în Italia sau în Franța, vin o să vezi. Și vezi acolo un preot îmbrăcat care îl ia pe ortodox cu o catolică. Și ce frumos, am fost la nuntă că e tot biserică, nu e, fraților. Nu e decât un spectacol ieftin, pentru că Duhul Sfânt nu mai lucrează în asemenea condiții, în condițiile catolicismului și în condițiile protestantismului și a neoprotestantismului. Și atunci, da, părinte, dacă doi tineri se căsătoresc, unul ortodox și unul de altă religie, trebuie să se hotărească în ce religie se căsătoresc, într-o singură religie. Fiecare să-și decidă. Dacă nu se pot căsători în aceeași religie, nu pot merge unul catolic la ortodox și ăsta ortodox la catolic. S-au făcut astfel de greșeli fatale și Duhul Sfânt n-a lucrat, s-au dezbinat, s-au stricat relațiile pentru că n-au avut lucrarea efectivă a Duhului Sfânt. A fost un spectacol efectiv în care s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat.
Nu mai este icoana făcătoare la Cristian. Ba da, este până miercuri seara la Cristian. Iertați-mă, doamna Ionela, este până miercuri seara. Icoana este până seara târziu la mănăstirea, la schitul Sfântul Efrem cel Nou, icoana Maicii Domnului Portărița. Vă fac puțin desenul. Haideți, dacă mă puteți ajuta, să pot să facem un desen în care am să vă explic exact cam cum a fost cu biserica. Eu vă fac un desen foarte rudimentar. Am aici, am ales în această seară, ca să fiu mai explicit ca în celelalte seri, aici aș putea spune eu că este Mântuitorul Iisus Hristos, deci de aici, să zicem noi, pleacă totul. De la Iisus Hristos, să zicem noi. În jurul Mântuitorului Iisus Hristos au fost primii care au primit învățătura, spunem noi așa, sunt apostolii, da? Apostolii. Încep să fac 11-12 cercuri, astea reprezentând, iertați în modul de a desena, nu sunt un specialist al desenului, dar încep să spun că de la Iisus Hristos fiecare apostol primește învățătura. Da? Hai să zicem, aici e Petru, aici să zicem este Ioan, da? Aici să zicem este fratele lui Petru Andrei, aici, să zicem, este Iacov al lui Zebedeu, să punem așa. Aici, să zicem, este Bartolomeu, punem doar un Bartolomeu. Aici, să zicem, este Toma, noi l-am numit necredinciosul, dar el a fost până la urmă foarte credincios. Aici, să zicem, este Filip, unul dintre cei 12 apostoli, și mergem mai așa mai departe. Eu vă explic așa în mare. Ei împreună alcătuiau o singură biserică. Petru nu era mai mare decât Ioan sau conducătorul lui Andrei. După ce Iisus Hristos, după Duhul Sfânt, coboară la cinzecime de Rusalii, este întâia zi a bisericii. Cine conducea biserica din prima zi? Nu a condus-o nici Petru, nici Pavel, nici Iacov, nici Andrei, toți conduceau împreună. Adică era formula comitetului director, să zicem noi, sau a sinodului. Se întruneau împreună și stăteau de vorbă. Iacov lua cuvântul, Petru lua cuvântul, deci Petru nu dirija sau conducea, cum au zis romano-catolicii, că Petru îl conducea pe toți ceilalți, era un fel de director, era un fel de primul ministru, era cel care îi conducea pe toți. Dovada unde o avem? În Faptele Apostolilor în Biblie. Biblia la un moment dat spune că în anul 50, are loc un mare sinod apostolic, deci suntem la aproape socotit anul 33, da? Anul învierii Mântuitorului și a coborârii Duhului Sfânt, și trecem până ajungem în anul 50. Acest sinod, în mod normal, dacă Petru, Sfântul Apostol Petru, ar fi fost conducătorul celorlalți, ar fi trebuit ca el să fie la prezidiu și să conducă, corect? Așa face un conducător, nu? Cel mai mare stă în mijloc, conduce, dirijează, ia decizii, are drept de veto, cum se spune că era infailibil, că el era peste toți. Nici pomeneală de așa ceva. Se spune că la acest sfânt sinod niciunul n-a condus, toți au fost egali, doar că pentru a coordona pe cineva ca un moderator, eu de exemplu sunt moderator când fac emisiuni și întreb, pentru ca să nu ia toți cuvântul deodată, trebuie un om să fie moderator, ca la o emisiune. Moderatorul ăla s-a numit Iacov cel Bătrân. Iacov cel Bătrân. Care nu era nici el conducător, nu făcea parte din cei 12 apostoli, a făcut parte, era ucenic al Domnului din cei 70 de ucenici, dar pentru că era mai înțelept, pentru că era, i s-a dat cumva dreptul de a modera. Cumva e o distinție pentru vârsta lui, pentru înțelepciunea lui, pentru că... Și atunci el a coordonat ședința celor 12 apostoli care în anul 50 s-au adunat. Și ce au mai făcut în acest an 50?
Pentru că nu l-a hotărât Petru, să zicem, cum zic catolicii, că îi conducea să-i trimită, tu te duci să faci misiune, Andrei, în Dacia, tu te duci, adică să dea indicații ca și conducător. Nu, au hotărât să facă niște bilețele, să pună principalele zone ale lumii pe bilețele, să scrie numele unei țări și au tras la sorți. Unuia i-a revenit, de exemplu, lui Andrei, că tot vorbim de Andrei, apostolul românilor. Așa a ajuns Andrei, iertați-mă, Prisciția Minor, Dobrogea de astăzi, dacă spunem că noi românii suntem încreștinați de apostolul Andrei. Tocmai pentru că Andrei a plecat, a primit la sorți Sciția Minor, o parte din Grecia, a venit pe la Macedoni, Toma, de exemplu, i s-a încredințat, apostolului Toma i s-a încredințat India. Așa a revenit la sorți și el a ajuns în India să propovăduiască. Petru a ajuns la Roma, tot prin tragere la sorți, nu pentru că la Roma era Cezar și el, fiind cel mai important, trebuia să meargă acolo unde este Cezarul de la Roma. Deci trebuie să cunoaștem și Sfânta Scriptură, pentru că neoprotestanții care folosesc Biblia într-un mod absolut subiectiv și o interpretează în felul lor, nu spun aceste amănunte de istoriografie, deși chiar în Biblie, dacă ne punem puțin mintea, găsim aceste soluții. Deci biserica este formată, biserica începe să se formeze din toate zonele unde apostolii ajung. Se formează biserica din Ierusalim, biserica din Antiohia, scrie asta în Sfânta Scriptură, biserica din Capadocia, biserica din Roma, Corint, biserica din Corint, unde le scrie apostolul Pavel corintenilor, biserica din, să spunem noi, de la greci, să spunem, din Atena, unde Sfântul Apostol Pavel are chiar și un eșec acolo de propovăduire. Se mai punem aici, haideți să vedem unde să mai zicem, biserica din Sciția Minor, unde ajunge Sfântul Apostol Andrei, și mai dăm aici biserica, să zicem noi, Indiei, unde a fost tot cu grele Sfântul Apostol Toma. Toate acestea formau biserica. Nu exista ca scaunul de la Ierusalim de episcop să conducă pe celelalte sau scaunul de la Roma. Ei, când se întâlneau ca și apostolii, erau împreună ca frații. Erau cineva moderat, deci biserica n-a fost condusă de o singură persoană. Ei, lucrurile acestea merg împreună de la anul 50, merg împreună. 1000 de ani există biserica, doar biserica ortodoxă. Asta este biserica ortodoxă. Ce înseamnă ortodoxă? Care păstrează dreaptă credință. Ortodoxă. Sunt două cuvinte. Ortodoxa. Doxa credință, ortodreaptă. Credință dreaptă. Deci, pentru că se ținea dreaptă, neștirbită, nestricată credința, se numește Biserica Ortodoxă, a existat timp de 1000 de ani. Până când, acum începe, și dacă puteți spune puțin pe mine să explic, acum începe de fapt greu. Între timp, la Roma, politicul ajunsese să se infiltreze peste Biserica Romei. Facem aici un fel de căsuță și spunem Biserica Romei. Vedeți, o facem mai suguiată, punem și o cruce. Spunem Biserica Romei. Bun. M-ar fi ajutat dacă ar fi desenat mai bine Maria aici decât eu, care nu mă pricep cu desenul. Dar încerc eu să fac. Încercați așa, ca să înțelegeți esențialul. Peste Biserica Romei, condusă de un episcop,
egal cu ceilalți episcopi, cu episcopul de Ierusalim, de Antiohia, de Capadocia, de Corint, de Atena, de Sciția Minor, de așa mai departe, intervine influența politicului. Uitați, pun așa politicul ca o săgeată, să spunem noi, care vine. Hai să-i facem un pic de portocaliu, că ăștia cu portocaliu așa ne-au, nu mai merge nici portocaliu. Asta este. Facem un picuț de verde. Încercăm așa de multicolor, ca și curcubeul la ăștia de astăzi, care se bagă peste noi cu curcubeul lor și să ne spună că ăștia sunt oamenii cei mai finuți din lume. Așa. Deci ăștia intră, conducătorul Cezarul, ajungem tot la negru până la urmă, că așa, Cezar, începe să-i șoptească la ureche episcopului Romei că tu trebuie să-i conduci pe ăștia alți. Că de fapt Petru era șeful episcopilor. Că de fapt Sfântul Apostol Petru era cel care conducea, că la un moment dat Iisus i-a zis: îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Și bineînțeles că se ia acest citat în care nu era vorba de faptul că îi va da lui Petru puterea și conducerea, ci pur și simplu că va avea parte ca toată lumea, de fapt, care intră în rai, primește cheile împărăției cerurilor. Ei, pentru ca dovadă că Petru s-a și lepădat, ca dovadă și că Petru, dacă ar fi avut cheile împărăției cerurilor, ar fi fost conducătorul episcopilor, cum v-am zis, la acel sinod, repet, din anul 50, ceea ce nu s-a întâmplat. Dar, uite așa, Cezarul s-a băgat peste șeful bisericii, episcopul bisericii din Roma, și de aici începe, încet, încet, să-i spună că el trebuie să-i conducă pe toți ceilalți. Vreme de 1000 de ani s-au înțeles perfect. Au avut loc 7 sinoade ecumenice, în care au stabilit principiile de existență ale Ortodoxiei. 7 sinoade ecumenice. Aceste sinoade au dezvoltat legile, învățăturile, canoanele. Primul sinod ecumenic este în 325 la Nicea, apoi are loc 381 Constantinopolul, 431 Efes, 451 Constantinopolul, după aceea urmează sinodul 5 ecumenic, 553, urmează apoi sinodul 6 ecumenic, 778, sinodul 7. Toate acestea stabilesc doctrina pe care noi astăzi o avem și pe care, atenție, o țineau și Biserica Romei. Vreme de 1000 de ani ei nu s-au abătut. Țineau Sfânta Liturghie ca noi, țiaveau rânduielile, vorbeau exact, erau ortodoxi din toate punctele de vedere. Ei, intimând politicul, s-au întâlnit și au spus că de acum încolo eu voi fi, a spus episcopul Romei celor de la, a apărut între timp și Constantinopol, biserica din Constantinopol, Constantinopol, le-a spus tuturor celorlalți, prin șeful bisericii, episcopul bisericii din Constantinopol, că el trebuie să fie conducător. Și dacă nu vreți, vin cu armată, au format armatele de cruciați, au venit peste bisericile de aici, efectiv a fost o avalanșă, așa a început catolicizarea, iar în 1054 au intrat în Constantinopol, au trimis pe un cardinal Humbert, acesta a venit cu o hârtie, cu o depeșă, a aruncat-o pe masa episcopului Constantinopolului și a zis: de acum noi suntem șef. Și bineînțeles că episcopul Constantinopolului a zis: nu acceptă așa ceva. Atunci ei au zis: dacă nu acceptă așa ceva, voi nu existați, sunteți biserică separată. Și catolicii s-au rupt așadar, sunt primii care s-au rupt din Biserica Ortodoxă. A rămas prima dată, deci, Biserica Ortodoxă, care era biserica de a Sfintelor Sinoade, Biserica Ortodoxă, așa, se rupe Biserica Romei. Deci iasă, ei se separă. Biserica Ortodoxă își vede mai departe de treabă în istorie, dacă ei s-au rupt, Ei, acum încep frecușurile aici, la ei. Că după ce au început ei să ia puterea, s-au separat la 1054, vreme de câteva sute de ani au început certurile în Biserica Catolică. Au început să vină episcopi politici,
au început să vină preoți politici, au început să se certe între ei, au început să-i conducă nobilii de acolo, care influențau, se băgau peste episcop, le dădeau bani, s-au făcut cruciade, care au fost așa zise cruciade, care de fapt în numele lui Hristos, Iisus Hristos, mergeau și făceau mai mult atrocități decât să elibereze locurile sfinte cum doreau. Și așa încet, încet s-au trezit reacții. Din Biserica Catolică, la un moment dat, se face o primă disensiune. Apare o altă biserică. Biserica lui Luther. Ăștia, nemții, pentru că nu mai vroiau boierii, să zicem noi, conducătorii nemților să se supună Romei, l-a influențat pe Luther să rupă credincioși și să facă o biserică luterană, protestantă. Deci este ruptă din catolicit. Observat, ortodoxia nu se mai rupe. Ea își vede liniștită de treabă, cu minte, la locul ei. Din Biserica Romei se desprinde o altă latură. Calviniștii. După care din luterani încep. Baptiștii, alții se ceartă între ei. Baptiști. Penticostali. Adventiști. Începe nebunie și de la Calvin. Adventiști. Jehova. Pe la 1870 și ceva. Charles Russell. Și încep în istorie tot felul. De aici încep alții, până se desprinde 3000 de secte, se rup din catolici, luterani, calvin. Odată ce au părăsit ortodoxia, s-au tot fărâmat între ei și acum catolicii, ca să se dea bine cu oamenii pentru că au pierdut credincioși, încearcă să facă ei note de umanism, să calce peste canoane, cunună ce vreți, botează ce vreți, homosexuali, tot ce doriți, fac toate numai să-și reatragă înapoi oamenii și pentru aceasta. Iar oamenii zicând, bă, ce drăguți sunt ăștia, zic că uite ăștia ne cunune, oricum, nici nu avem treabă, nici să ne spovedim, nici să ne împărtășim, nici. Apropo de împărtășanie, știți că la catolici botează copiii, că mi-a spus cineva că i-a botezat la copii. Dar eu vă spun, când iau prima împărtășanie? Știți când iau catolicii prima împărtășanie? Știți că ei iau numai la vârsta de 11, 12, 13 ani. Atâția ani țin copiii fără împărtășanie. Bine, îi botez la catolici. Dar îi ții fără sfânta împărtășanie și păcatul tău de părinte și de mamă și de tată? Pentru că îi privezi pe acești copii de sfânta împărtășanie. Deci vă dați seama, nu că i-ai lăsat la catolici, că acolo i sau ce fain a fost botezul la catolici, ăștia sunt mai domni, mai spălați, au hainele mai curate, e mai scurtă slujba, nu-i bagă în apă să-i omoare, îi stropește, da. Dar când îi lăsați fără sfânta împărtășanie, v-ați gândit vreodată? Cât de mult lucrează la copii împărtășania care le salvează mintea, le dă pecetea Duhului Sfânt, Euharistia intră în corpul și în sufletul copiilor. Bine, te cunun la catolic, dar copiii dacă ți-i botezi acolo, răspunzi tu ca mamă dacă ei se îmbolnăvesc, răspunzi în fața lui Dumnezeu și a conștiinței tale de mamă că i-ai lăsat pe copii fără sfânta împărtășanie? Vei fi vinovată dacă vor păți, se vor îmbolnăvi de mici și vor păți ceva. Asta trebuie să știm. Pentru că v-am spus atunci aseară și poate unii m-a judecat că eu sunt emoțional, ultra-ortodox și nu gândesc. Nu, eu am o logică în ce spun. Am o logică și toate lucrurile acestea le gândesc când le spun și nu pot să accept un compromis pentru că compromisul înseamnă poate moartea unui copil, poate înseamnă îmbolnăvirea unui copil, poate înseamnă al privat de lucrarea Duhului Sfânt în lume și în viață. Am să mă așez, rămâne să vă... acest desen pe care l-am făcut puțin mai în pripă și cu mijloace mai rudimentare, artistice, să zic așa, dar aici este cumva istoria noastră, istoria celor care, cum ați spus, s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie, scria cineva, și cred că acum ați fost destul de... în Germania fumează pe scările bisericii, aia nu mai este biserică,
Iertați-mă, au început și aici. Iertați-mă. Și noi, vedeți, eu, a fost acum la biserica noastră pe dealul, știți, am adus icoana. Și am pus oameni de ordine calificați, pentru că veneau pur și simplu în fața bisericii, de la biserică, de la intrare până, e doar un pic de spațiu. Și își aprindeau țigările mulți care veneau să-i conducă pe ăștia care, din familia lor care se vlavioși. Și stăteau și își aprindeau țigări. Și am spus, nici la nunț, nu permit ca în fața bisericii să se fumeze. Nu permit, că unii vin până-i slujba, ne mergem acolo afară la o țigară, în costume, parfumați, afumă biserica și ne-am spus, cât este spațiul bisericii? Mergeți mai departe. Păi stați, părinte, că e trotuar, e spațiu public. E spațiu public, dar dacă este spațiu public, dacă este spațiu public, atunci să aibă măcar bunul simț. Am văzut că este cineva cu stilul vechi și eu să le explic și cu stilul vechi, pentru că și cu stilul vechi nu este vina ortodoxă. Noi am făcut vină. E vorba unor smintiți care, atunci când s-a trecut la o îndreptare a calendarului pentru a fi în acord, spunem noi, cu calendarul istoric, neavând atunci legătură cu masoneria și cu alte lucruri, și-au făcut ei o biserică la Slătioara. Și-au început de la biserica aceea de la Slătioara niște oameni, adică ca și când mâine vreo 5 oameni din biserică se supără și se duc și și-au făcut ei acolo o fel de confesiune, nici măcar nu sunt considerați confesiuni, nici nu știu dacă sunt acceptați ca și cult. Ei funcționează pe bază de o asociație. Din păcate nu vreau să intru în polemică cu tot cu astfel de lucruri, pentru că Biserica Ortodoxă a rămas în afară de astfel de mici ciuperci, mici ciupercuțe, ca să zicem noi, mormoloci care au ieșit și care n-au dimensiunile unor Jehova, unor adventiști, a Calvinului, a catolicismului, au ieșit, există și poate că vor dispărea de la sine. Astăzi am pățit ceva groaznic, să zicem, un copil de penticostal mi-a lovit sufletelul meu și părinții lui se uitau la el. De-aia v-am sunat să vă cer un sfat. Nu am văzut domnul Mihai pentru că n-am fost atent pe telefon, vă rog să mă credeți că este tot pe mod. Am fost cu foarte multă treabă, dar eu n-am problemă de la om la om, ca să zic, cu această emisiune. Ei oricum lovesc și ei oricum insultă. Pe live-urile noastre, când vorbeam de Maica Domnului, intrau cu o brăznicie incredibilă. Să-mi spună mie că Maica Domnului a avut copii după ce Iosif, vezi, Doamne, și aici e neelocidată. Acceptă unii că-i de la Duhul Sfânt întruparea. Și după aceea Maica Domnului s-a apucat de făcut cu Iosif, care avea peste 80 de ani, de făcut copii. Așa numai ca să o lovească pe Maica Domnului și arate că ei îs altfel. Asta cu altfel, știți, îmi sună mie deja în ziua de astăzi chiar altfel. Că toți ăștia cu altfel, mie îmi par de la diavol. Altfel genul, altfel, altfel de iubire, altfel de nu știu ce, diversitate și dracu se bucură de atâta diversitate, că nu mai știe ce să facă, aplaudă vorba părintelui Colțea, aplaudă, dracu râde de noi și de acești oameni care mai au și Biblia în mână și ne tot au nouă pe acolo tot felul, fără a cunoaște istoriografia. Eu nu stau de vorbă cu ei, pentru că dacă aș sta de vorbă cu ei, mi-aș pierde timpul de pomană, vorba părintelui Teofil de la Sâmbăta, pe sectar nici nu-l învingi, nici nu-l convingi. Da, ortodoxia nu face compromisuri și, într-adevăr, noi nu facem compromisuri. Adică, nu cununăm dacă vin de alte confesiuni, ești catolic, bine mai vrei să te căsătorești cu o ortodoxă, treci la ortodoxie, te cunun. Îți dau toate drepturile. Te spovedesc, te împărtășesc, dacă meriți. Îți dau toată lucrarea și posibilitatea Duhului Sfânt. Dar nu fac spectacol din ăsta dulce, de dragul, ca să mă pun eu bine cu mirele și mireasa să am mai mulți enoriași, să vină mie la mine la biserică mai mulți, că eu am fost băiat bun, spre deosebire de preoții aia duri din ortodoxie, care nu cunună și las că mergem noi la un părinte bun, care le înțelege pe toate, căsătorește și, mi-a zis cineva, și un musulman cu o catolică. Da, ei, mergem noi acolo și părintele, ăla-i preotul iubirii. Nu, fraților, nu-i vorba de preotul iubirii. Ăla-i preot smintit. Pentru că dacă noi luptăm sau facem așa ceva, ne ridicăm tocmai împotriva hotărârilor sinodale, care au fost ale Duhului Sfânt, nu ale unor oameni. Duhul Sfânt le-a șoptit în oreche, faceți așa. Și repet, Duhul Sfânt nu s-a răzgândit în istorie,
Noi ne-am răstgândit oamenii astăzi și facem compromisuri ca să ne punem bine cu oamenii. Și ei, drăguții de ei, care nu cunosc lucrurile acestea, n-are omul simplu de unde să știe că e păcat, că e păcat să-ți botezi copilul la catolici. Nu are de unde să știe omul ăla, nu știe, el crede că Duhul Sfânt e și la catolici, că e și la Iehova, că e și la, nu, la Iehova zice, băi, chiar că ăștia sunt puțin mai agresivi, dar catolici sunt buni, măi, drăguți, fraților, or fi drăguți, dar să nu uite, înainte de a fi drăguți ca oameni, și eu am prieteni catolici, eu nu mă dezbind de prietenia cu niște catolici, vorbesc cu ei, comunicăm, dar totul până la credință. Ne întâlnim, colaborăm, putem avea, cum să zic, întruniri. Am fost și în Padova, ne-am făcut prieteni acolo, în Italia. Vedeți, nu, dar până aici, credința, vorba lui Brâncoveanu, până la credință, de acolo mai încolo nu mă duc. Pentru că nu-mi permit, dragii noștri, pentru că nu iau nimica. Atâta vreme cât în Biserica Catolică spun Sfinții Părinți, spune Părintele, să spunem noi, Iustin Pârvu, spuneau părinții mari, Duhul Sfânt s-a retras. Că eu întreb acum așa, bun, te împărtășești de la catolici? Păi nu te împărtășești de la catolici atâta vreme cât tu, dacă tu crezi că acolo în potir e trupul și sângele Domnului, oricum ei nu mai împărtășesc cu sânge, numai cu trup, nu știu de ce, pe credincioși, doar preoții se împărtășesc, măcar acolo, dacă tu, atunci hai să mergem toți mâine să ne împărtășim la catolici, hai să-i lăsăm pe toți să vină aici. Fraților, nu e așa. Ca să te împărtășești la catolici, devii catolic. Ca să te împărtășești la ortodox, devii ortodox și ca să devii ortodox, vii, citești în fața părintelui, e un ritual în care te primește. Citești crezul, mărturisești că devii ortodox, crezi în ortodoxie, că te lepezi de confesiunea catolică, este chiar așa, te întreabă ca la botez. Preotul, te lepezi de confesiunea catolică, știți că sunt acele lepădări. Priviți ritualul, că nu știți. Te lepezi și cred ca la, da, mă lepăd de confesiunea catolică. Vedeți, dumneavoastră, de aceea copiii nu sunt sănătoși, de aceea oamenii nu au bine în viață, pentru că au fost încurcați, au făcut lucrurile așa, alții au luat-o simplist. Au spus, domne, sunteți voi câțiva radicali din ăștia de preoți care, vezi, doamne, nu mai țineți ritmul cu vremurile. Hai să ținem și cu homosexualii atunci, hai să ținem vremurile cu toate, cu masoneria, cu tot, că ăștia-s vremurile, nu? Păi nu putem ține vremurile în ritm cu vremurile, că atunci ne zmintim și devenim chiar eretici. Nu putem accepta masoneria, nu putem accepta homosexualii, pentru că Duhul Sfânt ne-a spus, tot prin Sfinții Părinți, nu noi am vorbit. Acei părinți mari ne-au spus lucrul acesta. Da, au vrut să ne stăpânească, dar vedeți cum au lucrat? Cum au lucrat? Într-adevăr, au lucrat în mod mișelesc și au profitat de unii oameni. Adevărata biserică nu s-a clintit. Doamna Gabriela, aveați-o despre... vă urmăresc, părinte, urmăresc și ce scriu credincioasele, dar, părinte, ce aveți despre credincioasele care vin la biserică învăluite la cap și cu rochia, cu fusta mini sau mai mult? Nu e nici corect, nici așa. Adică năframa în cap și după aceea ți arăți picioarele. Bine, domnule, ce degeaba ți-ai aia pe cap, știți? E așa, ca să arate la suprafață, și nu poți sluji la doi domni, spune Mântuitorul. Că sau pe unul vă iubi și pe unul vă ură. Adică piciorul arăți. Ca să arăți ce? Pentru o nebunie și o zmintea la bărbatului și a scrintiții, la smintiților, care se duc și măsoară carnea de pe picioarele unei femei, că una e mai mică, una e mai mare, aia mai mică e mai drăguță. Dar de ce? De ce e mai... și care sunt mai goale? Adică noi intrăm într-o prostie și într-o chestie de genul acesta de a arăta în corp, păi frumusețea corpului. Lăsați frumusețea corpului. Că frumusețea corpului de multe ori duce la frumusețea păcatului, în ghilimele frumusețea păcatului. Că dacă ar duce spre rugăciune și spre har, nu suntem de acord. Cine vine, păi există și o cale de mijloc, iertați-mă. Dar cine poate ține calea asta de mijloc? Nu vreau nici să se încurce în fuste, neapărat, să nu mai poată călca pe ele și după aceea sunt rele. Cu toate fustele lungi, nu sunt de acord nici cu asta, să știți. Dar nici
modul acesta, sigur. De ce credința ortodoxă este corectă cu argumente? Am explicat până acum, mai fac data viitoare emisiune, după emisiune, luați emisiunea de la capăt cu respect, vă spun, și uitați-vă încă o dată. Și vă spun, în concluzie, pentru că Sfinții Părinți au spus, Duhul Sfânt a rămas în Biserica Ortodoxă, pentru că Biserica Ortodoxă nu s-a dat cu politicul, nu s-a smintit, nu s-a... Și dacă unii conducători, la un moment dat, au făcut compromisuri cu politicul, ei au făcut-o pe socoteala lor. Dar n-au luat biserica s-o care prin războaie, s-o care prin Ierusalim, cu cruciații, cu armate, cu nave încărcate de soldați, cu cruci și cu puști binecuvântate, adică au îmbrăcat și au omorât în numele lui Iisus Hristos. Asta n-a făcut nimeni în Biserica Ortodoxă. S-a păstrat Duhul Sfânt prin rugăciune, prin acești Sfinți Părinți, prin mănăstiri, prin Sfinte icoane care iată plâng, care te lăcrimează, prin Sfintele Moaște. Au și ei acolo încă, pe datorită acelor 1000 de ani, cât s-au ținut de noi. Și-au mai rămas după 1000 de ani câteva reminiscențe. Prin oamenii au supraviețuit, au avut oameni care, ei săraci n-au fost vinovați. Ce-au făcut ca conducătorii lor, de exemplu Sfântul Anton sau Sfântul Francisc. Ei au fost așa ca niște țâșnituri, ca niște excepții, excepții în contextul acela. De fapt, au și căutat, Sfântul Francisc a căutat să imite ritul ortodox al monahismului, al simplității. S-a orientat după Sfântul Anton de Padova, după Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Anton de Padova, de așa și-a luat și numele de Anton. Ei s-au trezit odată într-o foame și sete de adevăr, că n-au mai știut ce să facă. Și atunci se uitau spre ortodoxie, uite mă, ăștia a răsărit cât au rămas de cumis, că nu s-au băgat cu politicul, au rămas curați în mănăstirile lor, liniștiți, noi ne-am dus să facem războaie, să ne batem cu turcii, să ne batem cu arabii, să ne batem cu toți pe acolo, să punem noi mâna pe locurile sfinte și până la urmă au ajuns, au făcut cruciada copiilor, au ajuns mai mult să taie și să facă abuzuri incredibile, că așa e când te duci peste alt neam. Și au venit și peste noi în numele crucii, cum zicea Mircea cel Bătrân, știți, în scrisoarea a treia, ce au făcut cruciații și au venit și prin toate țările, au venit la noi în ortodoxia noastră din Transilvania, ne-au catolicizat, ne-au băgat biserica greco-catolică, nu am nimic, că sunt prieteni cu foarte mulți, dar au vrut să facă în parlament număr de voturi, pentru că în parlamentul acela, dacă aveai mai mulți catolici decât evanghelici, aveai mai multe locuri în parlament. Și atunci au trecut cu forța la catolicism. Gândiți-vă, au trecut pentru locuri politice în Transilvania, că au făcut nemții, sașii, ungurii, pe care astăzi ne conduc cu onor țara și cu demnitate, că ne-au învățat să ne spălăm bălegarul de la poartă, așa spunea. Votăm cu sașii, că ne învață să ne curățăm bălegarul de la poartă. Aici la Sibiu, vezi, Doamne, noi nu ne știam să ne spălăm străzile, nu ne știam să ne asfaltăm, nu știam să ne facem curățenie. Au venit ăștia și ne-au învățat să ne spălăm pe mâini la Sibiu și cât de civilizați suntem noi în Sibiu față de olteni sau față de moldoveni, că a venit conducător de acolo. Vedeți-vă de treabă. N-ați văzut filmele lor cu barbari și cu cât sunt de mâzgăliți în filmele acelea și ce istorie aveau și cât erau? Și astăzi ne dau ei lecții de civilizație și de alte lucruri și ce sate aveau și ce comunități și ce mizerii și alte lucruri. Ne-a intrat nouă în istorie psihoza că suntem mai nespălați decât ei. Ne-a intrat nouă în istorie psihoza că am fi mai nespălați și mai necivilizați. Noi am fost, dragii noștri, am avut civilizația rurală, este de 1000 de ori românească, tradițională, de 1000 de ori mai frumoasă, mai simplă, mai deosebită decât orice civilizație occidentală. Și este o civilizație. Satul românesc este o civilizație frumoasă. Ar trebui să-mi fi învățat ei de la noi. Da, spun și eu adevărul, cum spunea părintele Gheorghe Colțea, pentru că ce să spun altceva? Să spun, adică să vin, să spun, da, domne, mulțumesc că ne-au învățat să ne spălăm pe mâini, ca în timpul pandemiei ieșeau la televizor și ne spunea, așa se spală pe mâini, dați drumul la apă, dați-ne săpun și spălați-vă, măi, oameni, cu săpun, ne spunea cineva de sus. Domne, indiferent cine, săpunul folosesc de la naștere, știți? M-a spălat mama și când am învățat să mă spălat și eu, și eu știu să folosesc săpunul. Iertați-ne, nu vă mai bate joc de acest popor, că noi am fi un popor de traistă și un popor de necivilizat.
suntem din, da, ne complexează ca să ne simțim vinovați și să acceptăm lucrurile lor ca fiind salvatoare și să acceptăm dominația lor. Asta este ideea. Și uite că au reușit. Uite că la mintea românului a lucrat, domne, ce frumos e Sibiu, ce frumos e, nu știu ce, că au venit alții. Lăsați, dragii noștri, că nu-i chiar așa de frumos. Și nu-i chiar așa cum credem noi și cum spunem noi. Dacă vă duc eu la plimbare prin Sibiu, pe străzi vă rupeți mașinile și alte. Nu vă duc pe Piața Mare și pe centru, că pe acolo nici l-am mai fost, unde sunt câteva pietre în care îți rup tocurile, doamnele. Asta este dacă calcă pe ele și alte lucruri. Vă duc prin, pe anumite străzi în, foarte apropiate și o să vedeți dumneavoastră ce este prin Sibiu. Dumneavoastră veniți, le vedeți centru, ziceți Austria, Viena, Roma, Berlin, vai de mine, Tokyo la Sibiu. Nu e chiar așa, dragii noștri. Nu v-am dus în orașul de jos, nu v-am dus prin alte părți, nu v-am dus printre blocuri, nu v-am dus pe unde se sparg conductele în fiecare zi de apă, nu v-am dus să vedeți cât s-a naturat să se facă un stadion în Sibiu și alte lucruri, că nu ne-am apucat acum să dăm cu piatra în nimeni. Dar să mai termine cu miturile străinilor care ne-au învățat să ne spălăm pe mâini și care ne-au civilizat și ne-au învățat ei să ne curățim. Asta este o ofensă adusă acestui popor, suntem mai spălați și din toate punctele de vedere. Și avem demnitatea noastră. Ar fi putut să învețe de la noi, măcar din ia noastră românească, să-și facă și ei o haină mai frumoasă și mai ca lumea, că e mai curată și mai frumoasă de 1000 de ori decât toate. Explicați bine de ce este să ne închinăm la sfinți și cum lucrează sfinții. Pentru că sfântul devine sfânt fiind corect față de Dumnezeu. Devine sfânt nemurdărindu-și trupul sau dacă și l-a murdărit vreun păcat cândva și îl spală prin pocăință, prin lacrimi, prin rugăciune, prin post, printr-o viață impecabilă, astfel că Duhul Sfânt, când vede într-un om că el se curăță și nu mai are patim, începe să locuiască Duhul Sfânt în el. De aceea trupul Sfântului, când moare, este pus în pământ și când se deschide, este bine mirositor, deși corpul este neînsuflețit. Dar este plin de aceste energii necreate, pentru că Duhul Sfânt varsă în corpul omului energii necreate. Dar sufletul a plecat la Dumnezeu. Noi lăsăm moaștele pe pământ. Ce face sufletul Sfântului ajuns la Dumnezeu? Are un rol important în cer? Da. Nu conduce el. Nu are rol el de a spune coada la prună, să zic eu, în cer. Dar el continuă să se roage pentru anumite lucruri. Le vede pe pământ. De exemplu, bunica, să zic, e sfântă. Mamaia, bunica, ziceți dumneavoastră cum vreți. Ei, ea mă vede pe mine pe pământ, pentru că bunica mea m-a înrăurit să merg pe drumul preoției. Și eu zic că e sfântă. Și știu că e sfântă. Și știu că ea se roagă din cer. Ea pune o vorbă la Iisus. Și Iisus, pentru că ea a fost corectă pe pământ și a dus-o lângă el ca o prietenă, a invitat-o la cină, ca un oaspete, la cina eternității, în momentul în care îi spune, Doamne, știi, nepotul meu e preot pe pământ. Uite, ajută-l ca să vorbească în seara aceasta și să explice ce-i cu noi, cu sfinții. Duhul Sfânt coboară, Dumnezeu la rugămințile ei, a sfintei mele bunici, coboară pe pământ și îmi dă mie putere să vă explic acum. La fel și asta este rolul sfinților, deci mijlocesc, întrețin, pun o vorbă bună, pun un cuvânt bun. Sectarul vine și spune, păi nu, că nu există mijlocire. Bine mă, dacă nu există mijlocire, mă sectarule, măi, care te baci tot timpul în seamă, dar voi de ce vă mai rugați mă pentru alții în casa voastră de adunare? Vă rugați pentru alții? Pentru bolnavă rugați? Păi da, ne rugăm. Păi nu sunteți mă și voi niște mijlocitori? Mă, nu vedeți că vă bateți cap în cap cu propria învățătură? Dar când la Iisus s-au adus 4 prieteni pe targă, un paralitic, ce a zis Iisus? Îl vindec, dar de ce îl vindec? Pentru credința bolnavului? Nu. Scrie în Scriptură, văzând credința lor, a celor 4, deci mijlocirea celor 4,
văzând intervenția celor patru, nu a bolnavului. Poate că și bolnavul era credincios. Dar în primul rând, pe mijlocirea lor, pe insistența lor, pe credința lor, pe rugăciunea lor, pe insistența lor, Iisus Hristos se lasă copleșit, se lasă cucerit de gestul lor și îl vindecă pe bolnav. Așa și în cer, unde vin sfinții care nu vin la murături. Nu sunt murături în borcane, cum stau gogoșarii cu varză. Unii peste alții nu mai fac nimic. Unii, ca ăștia sectarii, spun că ne ducem în cer și toți avem o stare de fericire, dar noi nu avem niciun cuvânt acolo, că numai Iisus e singurul mijlocitor. Stăm țântăcuți, stăm toți cu minți, ne bucurăm așa, ca într-un cărucior din ăla cu dizabilități, stăm unii lângă alții fericiți că am ajuns, nu mai mișcăm nimic, nu ne mai rugăm, stăm mii și mii de ani fericiți, răsplata. Nu, fraților, avem rol dinamic acolo. Și acolo avem de lucru. Pentru că iubirea noastră nu încetează acolo și mai mult ne rugăm acolo, că avem și mai multă iubire pe pământ și ne rugăm pentru alții. Mulțumiți cum v-am răspuns despre sfinți. Ați înțeles ceva care este rolul sfinților? Foarte bine, dacă ați înțeles. L-a supărat pe părinte. Cine m-a supărat? L-a supărat nimeni pe părintele. Părintele explică cu suflet, pentru că avem foarte mulți sfinți, cum zice doamna Melania, și pentru că trebuie să încercăm să înțelegem niște lucruri care sunt reale. Mai trebuie să ne folosim și mintea. Că dacă ne folosim numai impulsurile și alte lucruri, nu este de ajuns. Sectarii nu cred nici în Maica Domnului, nici în sfinți. Dar treaba lor, domnul meu, treaba lor, eu m-aș bucura să vină. Știți, iertați-mă, n-am nimic cu nimeni. Dar să nu accept să mă înjure, n-am ce să mă insulte, n-accept să se ia de mine și să-mi spună că sunt prost și că sunt altceva, cum nici eu nu-i fac pe ei proști. Eu mi-apăr credința și spun, da, ei s-au rupt pentru că au vrut să facă ei pe deștepții. Treaba lor. Au vrut să facă pe deștepții? Pe deștepții să facă. Dar să nu vină în turma noastră și toată ziua să facă prozelitism și să sune pe la apartamentele noastre și pe la ușile noastre și să ne spună că noi nu suntem credincioși, că noi nu avem credință și alte lucruri. Să ne lase în pace. De aceea, fraților, aveți grijă cei care sunteți în Occident, că n-aș vrea să rămân foarte mult. Cei care sunteți prin străinătate, nu treceți la alte confesiuni. Încercați mai bine dumneavoastră să-i aduceți pe cei de acolo spre ortodoxie ca să le salvați sufletul, că degeaba vă măritați cu un italian ca să... că iubiți. Foarte bine. Degeaba îi dați iubire dacă nu-i dați mântuire. Dați-i ortodoxia, dați-i pe Hristos. Dacă tot v-ați îndrăgostit, convingeți-l și să aveți argumente, să vă edificați ca să știți, să-i spuneți italianului dacă tot îl iubiți și v-ați căsătorit cu el și explicați-i domnului italian că trebuie, și eu vă spun așa, că trebuie să cunoască ce daruri mari aveți dumneavoastră în neamul dumneavoastră, în credința dumneavoastră și aduceți-l, dacă îl iubiți să se împărtășați cu ortodox, treceți-l, cum mulți au făcut, să știți, au trecut la ortodoxie, i-au trecut care au fost hotărâți și n-au negociat, păi și-au trecut bărbații la ortodoxie, s-au ținut de capul lor până când au trecut acolo și au spus frumos, le-au explicat seara, dimineața, la amiază, lasă-mi să lăsăm mai puțin cu poveștile de emoții, cu drag, hai să vorbim de credință. Că nu să trec eu să-mi dau eu credința mea și a părinților și a moșilor și a strămoșilor noștri pentru că o duc acum bine cu tine și tu ești bănuț, dai bănuț că stau bine cu tine. Și nu, nu și-au negociat lucrurile acestea, au fost hotărâți și au fost într-adevăr oameni deosebiți și oameni ai adevărului. Sunt lucruri pe care în această seară, dacă aveți întrebări, eu am explicat în mare, dacă sunt pentru... aș vrea, dacă sunt, să vă mai explic încă o dată, o recapitulare până când vin așa. Deci, vă mai arăt încă o dată schema care am făcut-o. Haideți să, poate ați intrat mai târziu. Fiți atenți ce desen am făcut eu. Acum 30 de minute. Să mă ierte cei care desenează frumos, dar aici am arătat, este Iisus Hristos. Iisus Hristos împarte prima dată adevărul Duhul Sfânt, îl împarte celor 12 apostoli. Am scris câțiva din ei, da? Am scris Petru, Ioan, Andrei, Iacov, Bartolomeu, Toma, Filip. Puteam merge mai departe, Iacov al lui Alfeu. Puteam să mergem cu toți apostolii, nu-i mai numi.
ei primesc la cincizecime Duhul Sfânt cu toții în mod egal. Deci la cincizecime și Apostolul Filip primește același har, și Toma același har, și Bartolomeu același har, și Petru același har. Deci nu primește Petru mai mult har decât Filip, mai mult har decât Andrei, fratele lui. Toți primesc același har. Și bine mersi, împreună se apucă de treabă. Făceau ședințe împreună, se întruneau, nu conducea Petru, nu conducea Andrei, nu conducea Iacov, toți erau egali. În anul 50, am spus, se întâlnesc, citiți în Faptele Apostolilor, că asta scrie în Biblie. În Faptele Apostolilor, în anul 50, are loc sinodul apostolic. Uitați-vă în Faptele Apostolilor, că acolo se povestește de sinodul apostolic, care nu e condus de Petru. Cum spun, dacă Petru era conducătorul lor, șeful lor, el conducea. Și este condus de Iacov cel bătrân, care nici măcar nu era apostol, era unul dintre ucenicii Mântuitorului, că Mântuitorul a mai avut 70 de ucenici pe lângă cei 12 apostoli, și pentru că era mai înțelept, mai bătrân, ca să modereze, ca să dea cuvântul, dar nu ca șef, așa cumva ca să coordoneze. E o diferență între a conduce și a coordona. Șeful conduce, moderatorul coordonează. Iacov cel bătrân coordonează sinodul. Acolo trag la sorți, unde să plece ei, prin ce țări să propovădească creștinismul, să mulțească creștinismul. Și atunci a hotărât să plece în diferite locuri. În Ierusalim rămâne Iacov cel bătrân, Petru se duce la Roma, Pavel, care apare și Sfântul Apostol Pavel, între timp merge în Corint, Sfântul Apostol Andrei merge în Sciția Minor și toți sunt egali. Deci fiecare fac o biserică și ei când se întruneau, se întâlneau în calitate egală, cum este și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe, care nu-i condus de patriarh. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Patriarhul doar coordonează. El are doar un drept, ca să zicem noi, o întâietate, să spunem noi, în ședințe, să ia cuvântul. Dar, de exemplu, când este o problemă la Mitropolia Sibiului, patriarhul nu are o decizie. Nu poate lua o decizie peste mitropolit. Niciodată. Avem autonomie. Este doar un primat de onoare, ca să zicem noi așa, la slujirile care se fac oficiale, ia cuvânt, are dreptul în numele sinodului să ia cuvântul, să dea declarații, dar mandatat de toți, sunt egali. Asta înseamnă sobornicitate, sobor, sinod, să conduci în sinod, nu conduce ca papa, care are drept de vechi, tot aie spânzuri, nu are niciun păcat, e infailibil, nu se mânie, nu se supără, n-are nicio treabă și el face în continuu prostii și au fost papi criminali în istorie. Păi cum să fie infailibil? Adică lor ne-a intrat de pe vremea cezarilor care credeau că sunt zei, ideea că ei nu au niciun păcat. Și Nero se credea că are aripioare și că zboară și că e zeu și punea să-i cânte ode și să-i le facă ăștia jerfe când veneau în fața lui Nero. Deci o reminiscență psihoză, o psihoză psihică a cezarul papismului care era prin Roma, circula prin cetate, parcă a urmat el dracii aia, ducurile prin Roma, de aceea că mergeți la Roma să aveți o sticluță de aghiazmă și să dați pe stradă, să nu vină vreun duc necurat pe acolo peste dumneavoastră. Deci au fost egali. Biserica Ortodoxă și-a văzut de treabă până când bisericii catolice i s-a făcut că este cea mai mare. Hai să vă dau și i-a spus fratelui ortodox, cel catolic, bisericii ortodoxe, papa de la Roma, zice, știi, Iosef, ca între frați, să zicem că sunt 7 frați, nu? Și la un moment dat, unul dintre el, vine și spune, știți, el nu e nici cel mai mare, nici cel mai mic, știi, eu-s moștenitorul. De acum voi nu mai aveți, tata și mama e tot al meu. Iar voi vă supuneți mie, că mi s-a arătat mie azi noapte, de nu știu unde mi-au venit din cer, că eu vă conduc pe voi. Ei, cam așa. I s-a apucat și s-a arătat și episcopului Rome că el este cel mai tare și mai mare, că așa mai... Și uite, așa s-a rupt, au ieșit și și-au făcut ei în 1054 biserica lor. De aici s-au rupt luteranii, calvinii, din luterani, calvin, baptiștii, penticostalii, adventiști, ziua șaptea, jehoviști, peste 3.000 de secte s-au făcut din catolicism, s-au rupt până la urmă. Și acum ei nu știu cum să fie băieți mai drăguți
să vină și să vă mintă că vă dau Duhul Sfânt, că vă cunună în orice condiții, că numai să veniți la ei, că vă botează copiii, vă fac și daruri, vă dau și de toate. Pentru că nu mai au enoriași. Pentru că enoriașilor s-au dus și s-au tot împărțit, că odată ce a intrat diavolul între ei, diavolul i-a tot mintit și i-a tot împărțit. Asta este realitatea și în această seară v-am prezentat-o în mare. Eu zic că să ne oprim aici cu emisiunea. O să revin pe un alt live cu întrebări de personale. Știu că în această seară m-am preocupat de acest subiect, dar eu cred că dumneavoastră sunteți mulțumiți că v-am elucidat puțin situația aceasta. Eu v-am vorbit-o puțin așa mai băbește, să zicem așa, mai pe înțelesul tuturor. N-am vorbit ultra teologic sau ca să nu, că după aia nu înțelegea nimeni. Știți, v-am explicat puțin cam în mare cum stau lucrurile ca să vă lămuriți și dacă aveți acum probleme personale, întrebări, ce-i de făcut? Că mulți v-ați cununat la catolici, trebuie să, părinte, sunt cununată cu catolic de neștiință, dacă se botează trebuie să fac cununia din nou. În mod normal, da. Trebuie să faceți, pentru că n-aveți cununie, nu e Duhul Sfânt, este o slujba, nu este cu Duhul Sfânt. Că atâta vreme acolo nu acționează, a fost, ei nu mai au Duhul Sfânt în biserică, deci nu v-au, nimic n-a venit din cer, în trupul și sufletul dumneavoastră când a stat acolo. Ar fi bine să se boteze, să treacă la ortodoxie, să fie mirunț, că asta trebuie făcut, cu Sfântul și Marele Mir, se unge, face o mărturisire în fața preotului, se dă ceva de citit, se pun niște întrebări, este un ritual, îl explicăm în particular, dar într-o seară o să vă explic și pe live, și atunci se poate și faceți nunta la ortodox ca să fiți cununați în fața lui Dumnezeu, pentru că e același lucru, nu amestecăm lucrurile. Tatăl meu ne spunea că ortodoxia este copacul, trunchiul și celelalte secte sunt ramurile copacului. Este trunchiul. Nu vă spărați, sunt ramuri căzute, nu din copacul nostru. Sunt ramuri căzute în alte părți. Ele n-au nicio legătură, s-au rupt. Așa, într-adevăr, am înțeles metafora. Ele s-au rupt, nici măcar n-au ieșit din noi. Au ieșit din cei care au plecat și și-au făcut alte rădăcini din copacul adevărat, care pleacă de la Iisus Hristos, care este capul bisericii și care ar trebui să fie. Da, vă mulțumesc foarte mult. Cred că sunteți mulțumiți. Ce să vă spunem în această seară? Vă lăsăm Duhul Sfânt să vă lumineze sufletele, mințile, să aveți pace, să aveți bucurie. Și văd că nu vreți să închideți și e bine. Înseamnă că v-am mulțumit emisiunea. Înseamnă că a fost de folos. Am încercat așa cât se poate, dar în seriile următoare, da, să ascultați doamna Delia de la început, pentru că e foarte bine să ascultați ce am explicat de la început. V-am spus încă o dată, am încercat așa în mare, ca să ne facem o idee, cum se spune. Dar pot și în particular pe în emisiunile următoare să vă spun și ce aveți de făcut la anumite probleme. Asta este scopul live-urilor pe care le facem. Și vreau să vă rog ceva, vă rog să urmăriți, dacă închideți emisiunea, mai avem o filmare făcută într-un lan de greu despre Euharistie. V-aș ruga mult să vă uitați și pe emisiunea aceea, astăzi, seară sau mâine, dar să nu o ratați. Este postarea de dinainte de acest live, e foarte frumos. Am vorbit din suflet despre cum se face într-un lan de grâu Euharistia, cum dintr-un bob de grâu poate faci trupul lui Hristos, intră, va fi prescur acel bob de grâu. Ce taină, ce minune, extraordinar, și chiar vreau să vedeți această filmare pentru că este minunată. Vă spun noapte bună, vă doresc multă binecuvântare, har, pace și iubiți-vă ortodoxia, pentru că este singura credință adevărată și cea care l-are pe Duhul Sfânt în lucrare permanentă. Amin. Doamne ajută și noapte bună tuturor!